Îți vorbesc acum despre două metode de tratament avansat în patologia oncologică. În era în care oamenii se feresc, cum știu ei mai bine de radiații, există unele care salvează vieți. Beatrice Angel îți spune ce este brahiterapia, care sunt beneficiile ei și cum se desfășoară procedura. Brahiterapia este o formă de iradiere internă, un tratament modern folosit în tratamentul cancerelor, cancerele urogenitale și în cancerul de endometru, cancerul de col uterin, unde brahiterapia este un tratament obligatoriu pentru a crește rata de vindecare a pacientelor noastre. Beneficiile brahiterapiei sunt un timp de expunere la radiații scurt, cu reîntoarcere la viața curentă într-un timp record. Pacienta poate reveni la muncă a doua zi. Efectele secundare sunt minime sau inexistente pentru că folosim tehnici moderne ce protejează organele la risc, rectul, vezica, intestinele și reușim printr-o imagistică modernă să facem acest lucru. Pacientele revin la control și sunt urmărite post-terapeutic. Sora mai deșteaptă a brahiterapiei este radioterapia stereotaxică. Se administrează doze mari, semnificative de radiație, cu o precizie extremă, într-o singură ședință. Stereotaxia este o tehnică relativ recentă de radioterapie, foarte țintită, prin care se reușește să se iradieze volume de dimensiuni mici, cu doze foarte mari și foarte precise de radioterapie. La nivel cerebral, cel mai frecvent sediu tratat prin stereotaxie sunt localizările metastatice cerebrale, atât unice cât și multiple, și nu numai. Principalele beneficii ale stereotaxiei și radiochirurgiei sunt reprezentate de caracterul neinvaziv al acestui tratament, întrucât pacientul nu necesită spitalizare, tratamentele sunt efectuate în regim ambulatorial, nu necesită anestezie sau proceduri dureroase pentru pacient, vorbim de tratamente de scurtă durată, deci nu impactează atât calitatea vieții, cât și tratamentul oncologic în general.